Bun găsit! Din păcate, incidența carei se menține extrem de ridicată. De aceea, tratamentul de canal efectuat în scopul salvării dintelui este o intervenție frecventă. Efectuat corect, tratamentul de canal este cea mai eficientă soluție de salvare a dintelui și de păstrare mult timp pe arcadă. Atenție! O condiție importantă pentru această longevitate este aceea de respectare a recomandărilor medicului stomatolog. Fii gata pentru marea deschidere Regina Maria Dental Clinics și vei avea din sănătoși de viață. Tratamentul de canal se impune atunci când apare o inflamație a pulpei nervului, când apare un traumatism sau o carie foarte profundă care a dus la moartea nervului dintelui și atunci noi suntem nevoiți să curățăm conținutul canalului, să-l sterilizăm, să-l lărgim și să-l sigilăm cu un material special care are rolul de a obtura tridimensional canalele. Cea mai importantă parte în decursul unui tratament de canal ar fi spălăturile pe care noi le facem cu niște substanțe foarte concentrate, menite să reducă cât mai mult încărcătura de bacterii de la nivelul canalului, pentru că acolo se află pulpa, adică nervul dintelui, care pe parcursul unei carii se poate infecta sau se poate inflama și poate genera tot felul de simptomatologii sau infecții la nivelul vârfului rădăcinii. După ce ne asigurăm că spălăturile sunt eficiente și executate în mod corect, noi trebuie să sigilăm canalul utilizând un material termoplastic menit să-l sigileze tridimensional și astfel să prevenim infiltrarea ori de la nivel coronar, ori de la nivel apical. Unii dinți sunt mai expuși atacului cariei față de ceilalți. Se poate ca o frecvență mai mare a nevoii tratamentului de canal să apară pe primii molari apăruți, pentru că sunt primii molari care apar în cavitatea bucală odată cu erupția dinților definitiv și de aceea sunt cei mai expuși dinți pentru a se caria sau chiar pentru a fi pierduți dacă nu se iau măsuri la momentul potrivit. Este important să știm care sunt rezultatele pe termen lung ale tratamentului de canal și care este durata de viață a dintelui pe arcadă după o astfel de intervenție. Ceea ce trebuie să știm despre un dinte tratat pe canal este că el poate deveni casant și se poate fractura, motiv pentru care noi atunci când refacem coroana dintelui, punem câteodată un pivot care ne ajută să reconstruim coroana și să îi oferim dintelui un pic mai multă rezistență și ulterior să-l îmbrăcăm cu o coroniță menit să-l etanșeizeze și să-l protejeze de viitoarele fracturi care pot apărea în timpul masticației. Ori dacă tot ansamblul este corect executat, avem șanse să păstrăm dintele pe arcadă toată viața. Cel mai mare beneficiu al tratamentului de canal este că e cumva ultima șansă a dintelui pe arcadă, atâta timp cât îl curățăm, îl sterilizăm și îl obturăm. El are șanse să reziste pe arcadă foarte multă vreme, atâta timp cât și pacientul are grijă de igiena lui. Atât timp cât purtăm o coroană dentară peste un dinte cu un tratament de canal, e bine să avem un pic mai multă grijă de el, să ne comportăm cu atenție și să-l igienizăm, să folosim mața dentară sau dușul bucal pentru a păstra zona curată, dar nu trebuie să ne comportăm ca și când este ceva extrem de fragil, pentru că nu este, ci dimpotrivă are o rezistență foarte bună. Cea mai sigură soluție de prevenire a îmbolnăvirii danturii este controlul periodic la medicul stomatolog, care poate depista apariția cariei sau a altor afecțiuni în stadiu incipient. Astfel, dintele poate fi tratat înainte de a ajunge în stadiul la care se instalează durerea sau planează pericolul pierderii dintelui sau al afectării mai multor dinți. Fii gata pentru marea deschidere Regina Maria Dental Clinics și vei avea din sănătoși de viață!